anunul magistrailor în dosarul lui Tony Grebl, fostul judecător al CCR, n-a cerut închisoare cu executare. În alta curte de casație sublinierei justiția a amânat miercuri, pentru 11 mai, pronuncarea sentinței în dosarul în care fostul judecător al Curții Constituționale, Tony Grebl, este acuzat de trafic de influent, efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, constituirea unui grup infracțional organizat sublinierei false în declarații. Aceasta este a patra amânare a sentinței în dosar, scrie Ager Press. Tony Grebl a fost trimis în judecat de DNA în septembrie 2015 pentru sevâr sublinierea infracțiunilor de trafic de influent 3 infracțiuni, efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine sublinierei pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituirea unui grup infracțional organizat sublinierei fals în declarații în form continuat 13 acte materiale. În acela sublinierei dosar, mai sunt judecați Ion Bârcin, administrator al mai multor societăți comerciale, Mihai Prundianu, administrator al unei firme, Grecu Gheorghe sublinierei Victor Dolghi, cetățean din Republica Moldova. DNA susține ce, în perioada 2010-2015, Tony Grebl, aflat în exercitarea funcțiilor de senator, 2010-2013, sublinierei judecător la Curtea Constituțională 2013-2015, a pretins sublinierei primit de la omul de afaceri Ion Bârcin, cu titlu de foloase necuvenite, folosind ca gratuit serviciul sublinierei asigurarea pentru un autoturism marca BMW seria 5, în echivalent de 56.070 de euro. De asemenea, Grebl este acuzat că ar fi primit folosind ca gratuită unui post telefonic înregistrat pe o firmă, în cuantum de 24.648 lei, suma de 1.200 de lei, materiale electorale pentru alegerile parlamentare din 2012 în cuantum total de 8.973 lei. În schimbul acestora, potrivit procurorilor, Tony Grebl a promis lui Bârcin ce va interveni sublinierei va determina funcționari publici, din cadrul societăților sublinierei companiilor naționale cu capital de stat, ministere, autorități publice centrale sublinierei locale, se îndeplinească sublinierei se urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuțiile de serviciu ale acestora, astfel încât firmele controlate de Bârcin cu interese în domenii de activitate divers, energie, transport fier vechi, se obțin contracte sau alt tip de facilități comerciale. Potrivit DNA, în perioada 2008-2012, punctual, în legătură cu campaniile electorale din 2008 sublinierei 2012, Grebl a primit foloase necuvenite în cuantum total de 100.000 euro,
câte 50.000 de euro per campanie, de la Ion Bârcin, în schimbul promisiunii de a interveni sublinierei determina funcționari publici să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuțiile acestora de serviciu în folosul firmelor controlate de Bârcin. Totodată, în perioada 2009-2015, Tony Grebla a pretins sublinierei primit, direct sublinierei indirect, de la Mihai Prundian mai multe foloase necuvenite în cuantum total de 481. 276 lei, din care 360. 269 lei reprezentând investiții în curs consemnate în lista activelor unei societăți comerciale, un tractor cu remorc sublinierei marfă aflat în custodie, respectiv contravaloarea a 80 de strucii, materiale de tip tâmplărie PVC sublinierei alte materiale de construcție pentru reabilitarea celădirilor unei ferme din județul Gorj, 128.007 lei, reprezentând cheltuielile salariale pentru sublinierea se angajați, în perioada 2011-2015, pe firma Camera de Comerț Sublinierei Industrie România, Japonia, care lucrau în realitate la o fermă din Buduhala, telesubliniere din. Grebla a promis că va interveni sublinierei va determina funcționari publici din cadrul companiilor sublinierei societăților naționale, respectiv autorității publice centrale sublinierei locale, în folosul firmelor controlate de Prundianu, cu interese în domeniul energiei. Procurorii mai arată ce, în perioada 2010-2015, Grebla a efectuat activități specifice calipcilor de asociat, perceperea de dividende, administrator, reprezentarea societății, sublinierei director general, operațiuni financiare ca acte de comerc, încălcând dispozițiile legale privind incompatibilitățile aplicabile judecătorilor de la Curtea Constituțională sublinierei senatorilor.